dimineața pe doi cu Grig și Cernat. Începem încă o săptămână. E 7.00 și stăm together împreună până la ora 10. Astăzi se va întoarce din concediu și scumpa noastră colegă Nadina Zisu, care va fi prezentă pe acest scăunel special pregătit pentru ea, începând cu ora 8. Se va întoarce știrile, da. Se va întoarce bronzată așa și cu sare. Să vedem sare dacă păr, e bronzată, știi? Sau nu, da. Nu știu dacă vine creață sau nu. Să vedem cu ce povești vine Nadina din Grecia. Vine ea cu ceva, nu știu, în Grecia e are scandal cu, cu păturile, zic, cu cearșafurile. Iar e? Da. Deci s-a extins de la insula Paros la... Tot în Paros, parcă, nu știu. Tot în Paros. Da, se duc cu cearșafurile, le pun, le strâng, au arestat vreo doi, nu știu, s-au certat, e... Mă rog, am citit de dimineață. A fost protest mare în insula Paros, știu, săptămâna sau săptămânile trecute vorbeam despre faptul că primăria insulei Paros a dat plajele către niște întreprinzători privați. Și zona de cearșafuri nu mai este. Apropo, în străinătate, în general, există, dar și în legea din România, orice plajă privată trebuie să aibă o bucățică de plajă de cearșaf, dar ea lipsește. Lipsește, da. Se pare că și în Grecia se întâmplă asta, momentan doar în insula Paros. În rest, uite, de exemplu, Mykonos. Am fost în Mykonos, lume cu cearșaf la greu. Da. Da, scump șezlongul, ce să zic? Scump, maică, scump. Scump, da, asta cu șezlongul e, cum să spun, deja e o clasică, știi, ca o telenovelă de aia, care nu se mai termină, nu se va termina niciodată. Am fi, da. Noi suntem aici, putem să ne punem cearșaful pe balcon dacă e ceva, dacă nu, haideți, vacanță plăcută, fiindcă astăzi este... Aici în studio, mă, nu vreau să atunci și noi în cearșaf. Da. Astăzi este prima zi din puntea de peste Sfântă Mărie, cum se zice în popor, adică bugetarii astăzi au liber, privați în funcție de cum vrea șeful. Noi astăzi suntem aici cu voi. Vă zicem și bună dimineața, dragi colegi, la 0754-222-999. Dis de dimineață, plin magherul de mașini. Unde plecau, de unde se întorceau? Nu știu, dar păreau că plecau. Plecau? Nu se întorceau. Da. Ne-am întors în emisiune până la 10, ca de obicei. Grig și Cernat suntem în dimineața pe 2 la Radio Impuls și Canal de 2. Neața. Dimineața pe 2. Impuls. Enjoy the hits. Cum n-avem nicio dimineață fără discuții legate de trafic, cum n-avem nicio dimineață când, fără să povestim noi de vacanțe, unde se pleacă, unde se întorc, unde se duc și așa mai departe, nu există, cum zice colegul Grig, nicio dimineață fără sport. Unii fac sport, da, noi mai dăm câte o veste, câte o știre, mă rog. Am și eu o veste. Astăzi am făcut până la ora asta, dacă-ți vine să crești, 542 de pași. Dar ce, te-ai învățit în jurul pastului, patului, ce? Aia mă gândeam și eu. Sunt cam mulți pași. Cam mulți pași, ce Dumnezeu. Stai că zic imediat, asta înseamnă vreo 20 de calorii. Slab. În schimb, duminica am făcut ceva mai mult, 5229. Vă dați seama, deci noi vorbim despre sport cât se poate de serios și eu zic că am făcut 5000 de pași, adică da, nu știu, dar 4300 subțire săptămâna asta. Ba da, uite, fii atent, joi am făcut 6665 de pași. Bravo. Un pas, dacă mai făceam, aveam 6666. Uite, bravo. Da, 254 de calorii. Hai să vorbim despre sport la modul cât se poate, da, de serios și profesional. Până una alta, stai că am un mesaj de la Camara, mă rog, l-am găsit acum. Camara, te salutăm, Camara, te salutăm, prietenul dragule. Nostru. Da, așa, dar asta vreau să zic, l-am rugat pe șeful departamentului IT, domnul Adis Bârcea, să trimită un detașament de colegi să-mi pună aplicația, dar nu mi-a pus cu pașii. Nu știu de ce, Adi, te rog frumos, ocupă-te, că știi că eu mă curentez la telefon, la laptop, la computer. Grig face mișto de mine că zic computer în loc de laptop. În fine. Păi bun. Și ce a zis Camara? Zi-mi și mie mesajul. Salut, că... frate, ce faci? Salut. Salut, frate, ce... Îți instalezi eu aplicația. Da, bine. Dă-mi coace, dă telefonul, că până data viitoare, da, nu mă uit în mesaje, promit. Stai așa, fii atent, hai. Poți să te uiți, să văd și eu câți pași fac. Bun. Zic, te rog, deci, cu sportul, că-mi place. Mă rog, echipa anunță că Neymar a bătut palma cu Al Hilal și va încasa 160 de milioane de euro în următoarele două sezoane. Deci e un exod către zona arabă, către partea aceea a lumii, jucători de mare, mare valoare în frunte cu Cristiano Ronaldo. Deci, mă rog, știrea e updatată. Repetă, l'Echipe anunță că Neymar și Al Hilal s-au înțeles.
Brazilianul a acceptat un contract valabil pe două sezoane și, iarăși mă repet, va încasa 160 de milioane de euro. Mai sunt câteva detalii de stabilit între clubul francez, Paris Saint-Germain și saudit. Da, zi și de meciul Petrolul cu... Rapid Petrolul, 0-2, e supărare mare în Giulești. Păi, au fost două autogoluri. Deci, cum zicea mamaia mea, mamaia și-au băgat mingea în poartă ăștia. Da, am văzut sau n-am văzut bine? Că s-a dat cu, cum se zice la mine în cartel, cu petărzi. S-a dat. Și fumigenuri. Da. A fost, deci era la un moment dat, s-a oprit meciul să se aerisească un pic. Dar știi cum e într-un stadion, când nu bate vântul? Da. Mamă, da. Și când ai cu fum, acolo rămâne. Și știu că cei de la Petrol, în mod normal, n-ar fi trebuit să intre pe stadion, dar mai mult decât atât, până la urmă au fost acceptați și li s-a dat, li s-au dat bilete pe un culoar care trebuia de fapt să fie culoar de securitate. Da. E ca și cum te duci la operă și ți se dă bilet în loc pe scenă. Dar între timp s-a rezolvat problema. Măi, mi-ai instalat aplicația. Nu, stai un pic că nu înțeleg aici, sunt niște chestii. Ah, ia uite, tu n-ai parolă la telefon. Nu am parolă la telefon. Cosmin n-are parolă la telefon, ce tare. Ți-am zis că n-am. Ți-am spus. Bine, stai, sper să fie asta. Apropo de Rapid, e tensiune mare acolo. Galeria vorbește, mă rog, e supărată pe antrenor, pe Cristiano Bergodi. Se vehiculează din ce în ce mai mult numele lui Marius Șumudică. Vedem dacă o să vină. Bergodi se apără și spune că nu simte nicio presiune. El e obișnuit, într-adevăr, a fost un mare fotbalist, Cristiano Bergodi. Nu simte presiune și, mă rog, aruncă oarecum, să spunem așa, vina pe jucători. În fine, ăsta e rezultatul. Un meci așteptat cu mare interes. Mai sunt alte vești din sport. E un interviu interesant, poate vom vorbi ceva mai târziu, pe care a fost un mare jucător de tenis, Andrei Pavel, cel care a antrenat-o pe Simona Halep, lansează, mă rog, o ipoteză bombă, titrează Gazeta Sporturilor. Așa. Zice, cred că de asta a luat substanța aia dopantă. Mă rog, cred că ți-am instalat asta. Da. Hai că vedem, bună dimineața! Dimineața! Dimineața pe doi! Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Dimineața pe 2, mergem mai departe. Grig și Cernat suntem noi. Terminăm momentan cu veștile din sport. Să te întorci cu povestea cu Simona Halep. Da, e o declarație, vrei acum sau mai târziu? Că e câteva declarații scurte. Hai de dă-i acum, că m-ai făcut curios ceva mai devreme. Care e schema, de fapt, în problemă? Nu e nicio schemă. Andrei Pavel, fostul ei antrenor. Așa, românesc. Sau că e o schemă, e o lucrătură undeva. Nu. Andrei Pavel încearcă să explice din perspectiva lui, repet, fost antrenor în vreme de mai bine de un an de zile al Simonei Halep. El spune așa: lua niște batoane isostar, apropo de cazul de dopaj, presupusul caz de dopaj, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple, abilitatea ei pe teren era maximă, făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea era maximă, să aud că s-a dopat, zice el, a fost o surpriză imensă. Acum adaugă, de fapt aici este, mă rog, declarația care a fost scoasă în titlul de Gazeta Sporturilor: sper să afle ce s-a întâmplat, să se afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Ce cred, tot ce pot să spun e că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, n-a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea. Deci, este ca atunci când ții cură de slăbire și din greșeală mănânci ceva care conține maioneză. Maioneză, da. Da. Știi cum e, de exemplu, când ți se dă șaorma frumos împăturită? Nu te-a pus să o desfaci să vezi ce conține. Exact. Zic, are maioneză, zici, Doamne ajută. Între timp vă spunem bună dimineața, dragi colegi, fiindcă sunteți extraordinar de fericiți că... Bună dimineața, azi e luni! Și mergem la serviciu! Noi suntem deja la serviciu, bună dimineața. Noi suntem, da. Și ție, apropo de ziua de luni, voiam să zic asta. Nu, hai întâmplă, că nu-ți mai zic statistic luni, nu-ți mai zic nimic despre ziua de luni, că știm cu toții ce se întâmplă luni, dar am una despre români și despre... Fiecare luni se întâmplă câte ceva. Am una despre români și despre somnul lor. Ia, zic, ce e? Fii atent. 7 din 10 români reușesc să doarmă peste 7 ore pe noapte, arată un studiu.
tu câte ore dormi pe noapte? Pe noapte sau pe zi? Pe zi. Urma să te întreb. Deci Cosmin este genul de om care vine și îmi spune, iar eu în momentul ăla mă înroșesc la față și mă umplu capul, de... Da. Da. Exact, mă umplu de dragi. Zice, am dormit după amiază 3 ore și aseară la ora 8 mă culcasem iarăși. Ei, nu, chiar da, pe la 9:30 mă culc, da. Și eu stau și fac calculul de ce l-a dormit vreo 11 ore și mă gândesc, dar tu cum mai trăiești? Da, nu, dar soția, Mădălina, consideră, ea zice că trebuie să mă duc la doctor, mă, ce-am da, zis? Da, neapărat, da. Zice, dom'le, tu așa vii și te culci. Eu mă culc, că e 11, dacă mi-e somn, mă culc. Dacă e 1, mă culc. Pune iau pastile de somn, tu trebuie să iei de trezit? De trezit, da, nu. Și dorm așa liniștit, n-am nicio problemă. Ea zice, nu, ai o problemă. Zic, dar du-mă la doctor. Și a rămas că o să mă ducă la doctor. Vă țin la curent și pe voi cei de la care ne ascultați sau care vă uitați la noi și pe tine, dragul meu. Grip, după ce mă duc la doctor, o să te anunț ce a zis. Deci, 7 din 10 români reușesc să doarmă peste 7 ore pe noapte și avem topul celor mai odihnite țări din Europa. Da? 28 de țări. 76% persoane dorm mai mult de 7 ore pe noapte în România, iar cea mai odihnită țară pe loc întâi este Slovacia. Slovacia? Da. N-aș fi zis. Și că printre motivele care, pentru care slovacii dorm atât de bine noaptea, bine, se face o medie pe un an întreg, la care se socotește și zilele de concediu legal, zilele libere, fiindcă acolo, teoretic, okay, normal că dorm mai mult. Da. Deci Slovacia, ci că au concediu plătit 28 de zile pe an, minimum. Bravo lor. Mamă, și 15 zile suplimentare de sărbători legale și, și 12 ore de odihnă între schimburi la locul de muncă. A, deci la ei e gândită cumva combinația. Da. Foarte interesant. Deci pe locul 28 2. Cu 15, cât înseamnă? 30 și 43 de zile. Da. Oho, oho. Ia uite, deci pe locul 1 Slovacia. Nu vine să cred, mă mut acolo. Pe locul 2 se află Finlanda. Normal, Finlandia, tot timpul, e tot timpul noapte. Nu? În Finlanda. Tot timpul noapte și Moș Crăciun doarme. Doar de, cum îi zice, doar de Crăciun se trezește. Deci 83% dintre oamenii care dorm peste 7 ore pe noapte. Mișto. Ci că în Finlanda au dreptul la pauze de o oră de muncă și au una dintre cele mai mici medii anuale de ore lucrate pe persoană. Da, deci ea nu muncesc. Măi, nu cred că nu muncesc. Ba da, muncesc la fabrica lui Moș Crăciun. Nu, mă, toți. Dar ei muncesc și da, când se duc la serviciu, chiar muncesc cu oamenii aia. Că nu trebuie să stai, eu mereu am spus, stai la serviciu 8 ore, ca așa scrie în codul muncii. Poți stai 5 dacă îți faci treaba. Nu e nicio problemă. Ma noi avem chestia asta, că mi-e spară o tâmpenie fără margine. În fine, locul 3, pe podiumul provizoriu, pe podiumul final. Cosmin, am și un mesaj pentru tine, dar să nu te superi. Bă, băieți, bă, o viață avem și pe aia să dormim. O să dormim destul de mult pe lumea cealaltă. Așa zicea maica mea. Mă pup. Știu, e așa e la ăștia bătrâni, dorm mai mult. Nu este adevărat. Da, tu câți ani ai, mă, de faci mișto de mine? Nu e adevărat, zi, să știi, și cu odată cu înaintarea în vârstă dorm mai puțin. Și fii atent, Bulgaria locul 3. Bulgarii, vecinii noștri, locul 3 și noi de-abia locul 17. Nu-mi place. Nici mie. Fii atent, cei care se odihnesc cel mai puțin sunt italienii, olandezii și grecii. Zici? Grecii? Nu, eu de-aia spun că studiile astea au italienii, la fel, că la ea sunt închise magazinele și cârciumile tot timpul. Da. Sunt pauză de masă de când, ca și grecii. Sunt pauză de masă tot timpul, spaniolii la fel. Unde? Ai o întrebare scurtă pentru tine pe WhatsApp la 0754222999. Tu câte ore dormi pe noapte? Întrebăm doar tu câte ore, nu cu cine, nu? Nu, e irelevant. Am mai avut noi întrebarea cu partenerii, dacă dorm sau nu cu partenerii. Nu. Da. Întrebarea este simplă. Câte ore dormi pe noapte, să vedem cât de odihniți suntem, să contrazicem statistica asta. Exact. Eu dorm cam 7. Da? Cam 7. Foarte bine. Da. Eu mă culc la 10, tot 7 dorm și eu mă scol la 5, dar mai dorm 3 ore pe durata zilei sau 2. Mulți înainte, deci, 10, 11. Da. 10 ore în medie pe zi, șlafă. Ne auzim pe WhatsApp, tu câte ore dormi pe noapte? 0754222999. Grijă ce nați suntem, îți zicem. Neața! Dimineața pe 2. This is...